Vremea rea și precipitațiile abundente au pus stăpânire pe județul Timiș. 15 gospodării au fost inundate de o viitură puternică ce s-a abătut asupra localității Ohaba Română. Localnicii nu au mai putut face nimic decât să privească neputincioși cum toată agoniseala lor de o viață le este înghițită de ape. Județul se află sub atenționare cod galben de vreme rea. Mai multe echipaje de pompieri și voluntari CVSU au intervenit pentru a extrage apa din casele și curțile afectate, dar și pentru evacuarea oamenilor.